La un an de zile de când stația de epurare a fost inaugurată cu un procent de finalizare de 97%, lucrurile stau exact la fel. Este în probe, se așteaptă partea de analize, lucrările sunt finalizate, este partea acum se lucrează, sau mai bine, să fac probele cu stația. Autoritățile locale au declarat că aceasta ar trebui să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul anului. Normal, la sfârșitul anului trebuie să fie pusă în funcțiune. Pentru a face posibil acest lucru, reprezentanții Aparegio vor trebui să realizeze în mai puțin de 2 luni, ceea ce nu au reușit în mai bine de un an. Investiția în stația de epurare a costat municipalitatea numai puțin de 600 de miliarde de lei, bani obținuți din fonduri europene.